Stăm de vorbă cu domnul primar Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii. Suntem pe final de luna noiembrie, aproape să înceapă luna decembrie. Știm că începe cu Ziua Națională a României, apoi sunt tot felul de evenimente în cursul lunii decembrie. Probabil ar fi foarte important să detaliați pentru cei care vor privi sau cei care vor citi Turda News. Bună ziua dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și bine ați venit la Câmpia Turzii. Da, ne așteaptă o lună grea. Tocmai am ieșit dintr-o ședință de Consiliu Local destul de furtunoasă, aș zice eu, din păcate, dar este bine pe de altă parte pentru că contradicțiile totdeauna ziua că duc la progres. Luna decembrie începe cu un program extrem de bogat în activități și începe cu, bineînțeles, cu sărbătorirea Zilei Naționale a României, ocazie cu care Primăria Municipiului Câmpia Turzii a pregătit o serie de manifestări extrem de bogate pentru cetățenii noștri și nu numai. Și înainte de a vă prezenta așa pe scurt programul zilei de 1 decembrie, aș vrea să vă spun că în acest an sărbătorim nu doar Ziua Națională a României, sărbătorim și un moment mai special. Vorbim despre 800 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Câmpia Turzii. Deci vorbim despre anul 1219, când într-un document redactat de la Cancelarea Regală Maghiară de către regele Andrei al II-lea, apare pentru prima dată denumirea de Sâncrai. Ulterior, satul Sâncrai s-a unit cu satul Ghiriș, formându-se ceea ce este astăzi municipiul Câmpia Turzii. Deci este un moment festiv, sau este un moment dublu festiv la 1 decembrie la Câmpia Turzii, astfel că am rugămintea pentru cetățenii municipiului Câmpia Turzii să participe la evenimentele pe care noi le-am pregătit. Festivitățile vor începe la ora 12:30 în fața primăriei municipiului Câmpia Turzii, când coloana oficială se va deplasa către monumentul comemorativ al ostașilor români din Parcul Central, unde va avea loc o slujbă pe care o vor ține preoții din municipiul nostru, discursurile oficiale ale primarului municipiului Câmpia Turzii și ale comandantului bazei 71 Aviație Generală Manuel Ionescu, un scurt moment de depunere de coroane, iar după aceea va avea loc, așa cum am învățat cetățenii municipiului Câmpia Turzii de vreo 3 ani de zile încoace, o paradă militară extrem de complexă, care va avea în cuprinsul ei atât militari de la baza aeriană 71 Aviație Generală Manuel Ionescu, de la batalionul de radiolocație, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția Municipiului Câmpia Turzii, Poliția Locală, pompierii voluntari ai Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și sperăm, dacă vremea ne va permite, să avem din nou parte de acel survol al avioanelor și al elicopterelor de la baza aeriană. Promitem să fie un moment frumos, care merită să fie privit, cu atât mai mult cu cât și cred că vă spun în premier, imnul de stat al României va fi intonat de peste 100 de copii de la școlile din municipiul nostru, toți îmbrăcați în tricolor, cu tricouri roșu, galben și albastre. Va fi un moment emoționat, deja simt emoția doar când mă gândesc la cât de frumos va fi. La ora 5:30 va avea loc retragerea cu torțe a militarilor de la baza aeriană, pentru că deja la acea oră este întuneric, după care lumea va putea intra în sala de spectacole a Palatului Cultural Ionel Floașiu, unde vor beneficia de un spectacol artistic la care pe scena Palatului Cultural, urcând nume grele ale folclorului românesc, atât din țară cât și de la noi din oraș, și mă refer aici la cele două ansambluri, Mugurelu și Astra, mă refer la cunoscuta artistă și ne bucurăm și nu pot să nu zic că mă bucur să o revăd din nou pe scena Câmpiei Turzii, pe Amalia Chiper, și de asemenea de către cunoscuții interpreți Ionuț Langa și Sava Negreanu Buldașcu, ea fiind cea care va încheia acest recital. După finalizarea concertului, în jurul orei 9,
8:30-9:00, în funcție de cum se termină concertul, vom ieși în fața, în piața Tricolorului, unde va fi amplasată o scenă, scenă de pe care se va porni iluminatul ornamental, după care doi artiști vor urca, pentru că ne-am gândit în acest an să oferim ceva și tinerilor din municipiul nostru, pentru că tradițional noi ofeream doar muzică, concertul de muzică populară, anul acesta ne-am gândit să le oferim și tinerilor din municipiul nostru un concert cu cunoscuții artiști Spike și Ruby, care vor urca pe scena care va fi amplasată în fața sălii sporturilor în piața Tricolorului. Iar la finalul acestui spectacol, bineînțeles că vom avea tradiționalul foc de artificii. Acum, dacă este să vorbim despre ceea ce se va întâmpla pe parcursul lunii decembrie, programul pe care noi l-am pregătit, atât noi, Primăria Câmpia Turzii, cât și colaboratorii pe care avem, este unul extrem de complex. De asta mi-am permis să aduc programul pentru că și voi citi de pe foaie, pentru că este extrem de complex și efectiv nu cred că nu puteam ține minte atâtea evenimente. În 5 decembrie avem împreună cu colaboratorii noștri Asociația Autism Câmpia Turzii un spectacol de Crăciun la sala de spectacole a Palatului Cultural de la ora 17. În 6 decembrie la ora 12 și invit și pe dumneavoastră și toată presa, vă invit la cea de-a treia ediție a împodobirii bradului instituției, pentru că deja a devenit o tradiție. Anul acesta va fi un moment mai special și nu o să vă spun despre ce este vorba, vă invit să participați și dumneavoastră și prin dumneavoastră și cetățenii municipiului Câmpia Turzii. Tot în 6 decembrie de la ora 17, la Arena de Tenis, va avea loc deschiderea Orășelului Copiilor, spectacol pentru copii și deschiderea partinalului artificial, la care colegii mei deja muncesc în acest moment, de așa manieră încât în 6 decembrie viața să fie propice pentru patinat. Și vin cu precizarea și vă spun că în acest an patinoarul va fi mai mare decât cel de anul trecut, pentru că anul trecut era puțin mai mic și lumea a fost un pic nemulțumită. Anul acesta m-a dus un patinoar mai mare și sper, dacă deschid o paranteză și spun sper, este ultimul an în care organizăm patinoarul în acea locație, pentru că astăzi am semnat cererea de emitere autorizației de construcție pentru începerea lucrărilor la acea construcție, acel proiect despre care dumneavoastră sigur știți, construire teren de sport, patinoar și skatepark în municipiul Câmpia Turzii, care va fi jos în locul unde se amplasa scena de zile municipiului Câmpia Turzii. Deci în această iarnă vom începe lucrările la această lucrare, pentru că vedeți, vremea este bună și timpul ne permite să continuăm lucrările. În data de 8 decembrie, la ora 19, în colaborare cu Parohia Ortodoxă numărul 2, Ramul Învierii Domnului, avem de asemenea un spectacol intitulat Obiceiuri de Crăciun cu copii din cadrul școlilor din municipiul Câmpia Turzii. În 11 decembrie, la ora 12 și în 12 decembrie, la ora 12, avem invitat Teatrul de Păpuși Puc. Toți copiii din municipiul nostru sunt așteptați la aceste spectacole. În prima zi, în 11 decembrie, este un spectacol în limba română, în 12 este un spectacol în limba maghiară pentru copiii de etnie maghiară. În data de 12 decembrie, la ora 12, în sala de ședință, avem un eveniment organizat de către Centrul de Zi Clement. Vârstnicii pe care noi avem în acest centru de zi, beneficiarea Centrului Clement ne oferă bucuria unui spectacol așa cum numai ei știu să o facă. În data de 13 decembrie, la ora 18, avem o seară duhovnicească organizată în colaborare și un concert de colinde organizat în colaborare cu protopopiatul Turda, preoții din protopopiatul Turda. Tot în 13 decembrie, în sala mare de spectacole, avem un festival de colinde, iată vin colindătorii, organizat de către Nicușor Lăcătuș și grupul Melodii, copii cu copii pe care dumnealui organizează. În 14 decembrie, de la ora 19, sala de spectacole, concert de colinde sus la Poarta Cerului, împreună cu tenor, baritoni Sergiu Chirilă, Marius Sâmpălean și Florin Sâmpălean. În 15 decembrie, la ora 16, Sunetul Crăciunului, de asemenea un concert de colinde tradițional organizat de către Fanfara Promenada și Asociația Eufonia. Cred că deja are a șaptea sau a opta ediție.
În 17 decembrie, de la ora 14, un eveniment de Crăciun organizat de Centrul de Zi Carine cu beneficiarii, cu și pentru beneficiarii Centrului Carine, copiii cu dizabilități din orașul nostru. În data de 17 decembrie, ora 19, Clubul Rotary, în colaborare cu Primăria Câmpia Turzii, Clubul Rotary Câmpia Turzii, în colaborare cu Primăria Municipiului Câmpia Turzii, organizează un festival, un concert extraordinar de colinde al bas-baritonului Zoltan Nogi, care este cetățean al municipiului Câmpia Turzii și tot în premieră vă spun dumneavoastră că în data de 17 decembrie voi convoca o ședință de Consiliul Local extraordinară prin care voi decerna titlul de cetățean de onoare bas-baritonului Nord Zoltan. În perioada 17-18-19, începând cu ora 8:30 la Primăria Câmpia Turzii, vom primi colindătorii, iar este o activitate tradițională de câțiva ani buni. Copiii de la școli, de la grădinițe, de la centre vin și colindă angajații primăriei. Noi o să-i primim cu mare drag și în acest an. În data de 18 decembrie, de la ora 17, la sala de spectacole, un spectacol de Crăciun al Clubului Copiilor din municipiul nostru. În 19 decembrie, de la ora 8:30 până ora 12, la Biserica Ortodoxă Învierea Domnului, avem un concert de colinde al Clubului, al Corului Astra, care aparține de Centrul Cultural al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii. În 19 decembrie, de la ora 17, la sala de spectacole, un spectacol de Crăciun, Clubul de Canto Bella Musica, tot așa aparținând de Centrul Cultural. Iar în 22 decembrie, și cu asta vom încheia spectacolele organizate, premergătoare sărbătorilor de iarnă, un concert de colinde al parohiilor din municipiu și acest concert cred că este la ediția 10-a, dacă nu mă înșel, unde toate corurile parohiilor din municipiul nostru vor urca pe scenă și vor intona colinde. Cred că este evenimentul cu cei mai mulți spectatori pe care am văzut vreodată în sala de spectacole, cu excepția zilei de 1 decembrie. Bineînțeles că după aceasta vin sărbătorile de iarnă, ocazie cu care, prin intermediul dumneavoastră, îmi doresc să transmit cetățenilor municipiului Câmpia Turzii să aibă parte de sărbători fericite, cu liniște și cu multe, multe împliniri. Așadar, o lună foarte plină în evenimente. O lună mai specială pentru locuitorii din Câmpia Turzii și, cum spuneați, este și o lună cu o sărbătoare mai specială, respectiv împlinirea, aniversarea localității. Da. Ceea ce v-am prezentat aici este doar programul cultural, pentru că în toată această perioadă angajații primăriei municipiului Câmpia Turzii sunt prinși și în activitățile curente de zi cu zi. Proiectele europene sunt în derulare, vedeți, vremea este bună, ne permite, lucrăm intens la cele două parcări pe care le-am demarat și una dintre ele va fi finalizată chiar pe 1 decembrie, cea din centru de lângă blocul cu farmaciile, cea de la Barițiu, începem bordurarea de mâine la ea, cine știe, poate avem noroc să o și finalizăm și pe aceea, dacă vremea o ține tot așa. De asemenea, lucrăm pe strada Tudor Arghezi, unde am pregătit-o pe partea de infrastructură. De asemenea, compania de apă va intra cu introducerea de apă și canal acolo de așa manieră ca la primăvară, când începem asfaltarea, să nu mai fim nevoiți să spargem asfaltul și să... Deci ei vor, tot în iarna aceasta, vor finaliza ei lucrarea, ca noi la nu doar să tragem stradul de asfalt în primăvară. Tot cu compania de apă lucrăm la... Vom începe lucrările pe strada grădinilor, da? Deci strada care dă de la Petrom până la capela cimitirului ortodox, unde ei vor introduce apa și canalul, iar noi deja începem, pentru că avem acolo proiectul tehnic făcut pentru a începe asfaltarea, tot așa la primăvară să reușim să asfaltăm acea stradă. Deci lucrările continuă, va începe lucrările la skatepark și la patinoar, pentru că acolo sunt obligați să înceapă lucrările acum, să putem face proba la partea de patinoar acum în perioada de iarnă, să vedem cum funcționează. Deci va fi într-adevăr pentru că vreau să-l termin anul viitor, până iunie-iulie să-l finalizăm, deci trebuie neapărat să facem proba la patinoar în această iarnă și atunci ei sunt obligați să lucre mai repede și oricum avem o înțelegere foarte bună cu ei. De asemenea, peste două săptămâni finalizăm și sala de sport, terenul de sport aferent sălii de sport din cadrul liceului Pavel Dan. Acolo s-a turnat o șapă care, din păcate,
sau cu, pentru respectarea normelor în domeniu trebuie să stea 21 de zile, undeva pe 6-7 decembrie expiră cele 21 de zile și într-o săptămână până în 15 decembrie va fi finalizată, va fi o podea la norme europene. Deci noi în tot acest timp lucrăm, continuăm cu curățenia în oraș, cred și deja feedback-ul pe care îl primesc de la populație este unul pozitiv, se vede măsurile mai aspre pe care le-am luat față de compania de salubritate, asta este viața, dar trebuie să știe că asta este rolul lor și curățenia în oraș, deci nici nu se mai vorbește, dumneavoastră știu că sunteți un fan al Facebook-ului și urmăriți, ați observat că nu mai avem probleme și lumea deja nu mai vorbește despre curățenia în oraș, pentru că deja problemele s-au rezolvat. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Mulțumesc, asemenea și dumneavoastră.